Vreau să vă pun pe post o declarație foarte scurtă pe care ați făcut-o în 2015, pe 23 octombrie, la emisiunea Bună Seara, de la Postul Public de Televiziune. Pentru că am ajuns în această zonă a discuțiilor despre PLDM și așa Poftiți. Mai departe. Rog colegii să pună declarație, după care revenim. Domnul Deliu a spus că susține pe deplin aspirațiile celor din piață. Iată ce a spus domnul Deliu. Dar asta nu înseamnă că platforma civică, demnitate și adevăr are ceva cu PLDM-ul. Și nu va avea niciodată, pentru că în PLDM au fost cei care s-au înfruptat de miliarde, domnule Sudu. Platforma civică, demnitate și adevăr, a scos în stradă pe toți cei dezamăgiți de această guvernare, iar printre ei sunt votanții ai PLDM-ului, PL-ului, PD-ului, inclusiv a PCRM-ului. Am întâlnit oameni la Hâncești care ne-au organizat, oameni care au votat odată cu aceste partide. Deci nu avem absolut nimic cu partidul PLDM. Avem de-a face cu oamenii de bună credință, oamenii de orientare democratică, pro-europeană, civilizați. În ceea ce spuneți dumneavoastră, dumneavoastră ați spus. Nu, în mesajul sau în acest filmuleț pe care îl prezentați. Am spus atunci și spun și acum. Dumneavoastră, ce ați fi vrut să fac? Ce ați fi vrut să facem noi? Să fie clar, pe listele noastre sunt oameni de bună calitate și nu ne-am uitat de unde vin ei.